În județul Bistrița-Năsăud, în apropierea localității Salvado, autoturisme și un tir s-au ciocnit. În urma impactului, 800 de litri de combustibil s-au scurs din rezervorul tirului pe carosabil. 5 persoane au fost implicate în accident, dar din fericire niciuna nu a fost rănită. 2 mașini de teren și un tir au fost avariate în urma impactului. Cele 2 mașini au fost grav afectate. Mai mult, rezervorul tirului s-a fisurat după ciocnire, iar peste 800 de litri de motorină au ajuns pe partea carosabilă pe o distanță de circa 100 de metri. La momentul impactului, tirul staționa pe marginea drumului. O auto utilitară Smurt de la secția de pompieri Năsăud a intervenit pentru a curăța carosabilul. Aceștia au luat imediat măsuri pentru a împiedica producerea unei deflagrații din cauza cantității mari de motorină. Pompierii împreună cu reprezentanții secției drumuri naționale au curățat drumul după aproape o oră.